Dragi prieteni, iată-ne astăzi la Iași, unde încercăm să vorbim despre ceea ce înseamnă Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și ceea ce înseamnă viitorul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Îmi asum astăzi rolul de a începe această discuție în calitate de membru al Uniunii Ziariștilor, fără să vorbesc de vreo atribuție pe care o am în momentul de față la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Sunt Ovidiu Zamfir. Și aș vrea să vă spun că Uniunea Ziariștilor Profesioniști trebuie să reprezinte cadrul de manifestare al tuturor ziariștilor, oriunde s-ar afla ei, atât membrii asociației, dar și acelora care urmează sau vor să devină membrii asociației, fără să avem partipriuri, fără să ne gândim că putem să facem o uniune discreționară. Avem nevoie să fim împreună cu gândiri diferite, cu necesități diferite către prietenie și să dezvoltăm o asociație puternică. Extinderea Uniunii Ziariștilor Profesioniști către sfera culturală, către educație, către școală, către religie, către sport, către folclor, către ceea ce vreți dumneavoastră să însemne cultura din România, este o obligație a Uniunii. Nu este un moft pe care trebuie să-l avem. Prin urmare, astăzi suntem la Iași pentru a face câteva propuneri pentru ceea ce înseamnă viitorul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Alături de mine, într-o ordine de la stânga la dreapta, domnul Firiță Carp, președintele filialei detectiv literar și membru în juriu de onoare, disciplină și arbitraj a Uniunii Ziariștilor, domnul Emilian Marcu, scriitor de marcă și membru al Uniunii Scriitorilor, dar și membru al Uniunii Ziariștilor, un om de cultură fără de care nu ne putem face meseria mai departe, pentru că este un lian și a unit până acum destine și o să vedeți și de ce. Merg mai departe către părintele Cornel Paiu, care mi-e foarte drag și vine de la Roma, ne-am împrietenit și pentru că am tot discutat despre menirea noastră de apropiere către suferințele noastre, către Dumnezeu și către ceea ce înseamnă mai departe înțelegerea și prietenia, și mă opresc în ultimul rând la domnul Frăsilă, care probabil este elementul cheie al acestei, nu probabil, sigur este elementul cheie al întâlnirii noastre de astăzi, și aș vrea să dau cuvântul domnului Cornel Paiu, președintele filialei Roman. Da, bună ziua, mulțumesc pentru introducere, Ovidiu. Într-adevăr, am venit cu bucurie de la Roman astăzi, am ajuns de câteva minute aici la Iași, capitala culturală a țării. Revine sarcina să fac un anunț important. Suntem în această zi superbă, 29 iunie, în care servăm pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cele două mari căpetenii ale apostolilor, să spunem, dar și ale creștinismului bimilenar, pe credința cărora s-a construit ortodoxia, s-a construit creștinismul, s-a construit, iată, creștinismul acesta bimilenar. Și în această zi îl sărbătorim și pe domnul Petru Frăsilă, care este în dreapta mea, sau eu sunt de-a stânga domniei sale, îl sărbătorim pentru că poartă numele acestui apostol important, care este Sfântul Apostol Petru. Și am venit să-i spunem întâi la mulți ani, să-l sărbătorim, să-i urăm sănătate, să-i urăm putere de muncă, să-i urăm reușită în tot ceea ce își propune și totodată să anunțăm acest lucru care îmi revine mie să-l fac în calitatea mea de președinte al filialei UZPR Filip Grunea Fox de la Roman. Înființat acum 5 ani de regretatul nostru președinte Glăvan. Cu o mențiune, scuze părinte, dar Doru Dinu Pavel Glăvan, și trebuie să facem mențiunea asta
pentru că ducem un Petru și Pavel. Iată, în acest fel, dialogul este complet Petru și Pavel. Petru nu rămâne niciodată singur, este totdeauna însoțit de Pavel. Dumnezeu să-l ierte, îi ducem o amintire frumoasă și eu pot să mărturisesc că îl pomenesc de fiecare dată la Sfintele Slujbe, pentru că merită acest lucru. Deci, în calitatea mea de președinte al filialei UZPR Roman, aflându-ne în perioada premergătoare a alegerilor și alegerilor și alegerilor de președinte UZPR și depuneri de candidatură, îmi revine onoarea de a propune domnului Petru Frăsilă să fie candidatul nostru la alegerile de președinte UZPR din 20 iulie 2024. Domnul Petru Frăsilă își asumă această candidatură, iar nouă ne-a revenit sarcina să o anunțăm. Despre personalitatea domniei sale, bănuiesc că vor vorbi invitații noștri de astăzi. Îl las pe domnul Emilian Marcu, pe care îl simt nerăbdător să spună și așteaptă rândul să introducă necesitatea acestei candidaturi, pe care, așa cum spunea părintele Cornel Paiu, vine la propunerea filialei Roman, dar nu ascundem faptul că suntem foarte mulți și aici în sală cei care i-am propus și care multe filiale din țară care l-au propus și care vor să aibă un candidat precum Petru Frăsilă la președinția Uniunii Ziariștilor. Eu sunt onorat că pot să fac acest lucru datorită faptului că domnul Petru Frăsilă este membru al filialei Roman. Stimați prieteni, vin alături de părintele scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Ziariștilor, evident, Cornel Paiu, cu gândul că nu sunt scriitor. Eu sunt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și sunt laureatul Premiului Național Eminescu Ziaristul, acordat înmânat și semnat de Doru Dinu Glăvan, căruia îi portă o amintire extraordinar de frumoasă. Și știind că Doru Dinu Glăvan dorea să fie Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România o uniune respectată, o uniune care să adune întreaga gamă de jurnaliști, pentru că știm foarte bine, jurnaliștii sunt în profesii cu totul și cu totul diferite și de aceea diverse și sunt, de aceea sunt foarte, foarte greu de armonizat. Dar având în vedere ceea ce a vrut să construiască, dar n-a mai avut posibilitatea pentru că altele au fost lucrările divine pentru el, știu că prietenul nostru, cel pe care noi îl susținem din toată inima și cu care pornim la drum în această luptă dreaptă, să spunem, pentru a conduce Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, îl propunem pe prietenul nostru, Petru Frăsilă. Argumente sunt multe. Vor fi foarte bine prezentate în CV-ul pe care o să vi-l prezinte, o să-l facă public, dar eu personal îl cunosc de peste 50 de ani, ca să spun concret. Nu e mult? 50 de ani? Nu. Într-o mii de ani, 50 de ani e foarte puțin. Eu am fost conducătorul unui cenaclu literar, am fost redactor șef adjunct și secretar general de redacție la
cunoscuta, știuta revistă Opinia Studențească, în anii grei ai practicării ziaristicei în România, domnul Cornel Ștefan Radu de la Bacău știe foarte bine. Și Cornel știe că n-a putut să și Cornel, Cornel Ceparu a fost, ei au fost chiar în redacția noastră. Apoi activitatea mea în presă a continuat la Radio Iași, la Televiziunea Română, la presa cotidiană și acum sunt redactor șef la una din revistele de impact din arealul revuistic din România, la revista Detectiv Literar. L-am cunoscut, așa cum spuneam, pe Petrică Frăsilă de timpuriu. Aproape că sunt uluit de faptul că este atât de dinamic, este atât de organizat, atât de puternic ancorat în viața de, de zi cu zi, de a, în, aș construi o rețea de prieteni pe care doar el știe cum, cum reușește să o stăpânească. Are foarte multe relații în rândul ziariștilor din Republica Moldova, ceea ce este un lucru extrem de important, pentru că în varianta că va ajunge președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, el va ști să aducă alături de organizația noastră de profesională ziariștii din Republica Moldova. De asemenea, prin relațiile sale extraordinare, a reușit să dezvolte un post de televiziune în, la Londra, unde are o seamă de colaboratori ziariști foarte cunoscuți care au revistă, au post de televiziune, au post de radio în Londra pentru cei 1 milion și câteva sute de mii de români care trăiesc în Londra sau în împrejurimi. Acest lucru nu este deloc de neglijat, pentru că dovedește ceea ce spuneam, puterea lui de muncă, puterea lui de coagulare a forțelor revuistice, ziaristice pe lângă el și cred, după opinia mea, că exact de acest lucru are nevoie în aceste momente Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, de un om care să coaguleze în toate forțele, fără partepriuri, fără discriminări, cu înțelegere, cu prietenie, pentru că acest lucru este cel mai important, să știi să prețuiești oamenii pe care îi ai în subordinea ta sau cu care colaborezi, pentru că fiind președinte bănuiesc că el nu va fi șef, el va fi coleg cu toți cei care sunt membri a Uniunii Ziariștilor din România, el fiind, el însuși fiind un ziarist, un ziarist profesionist și știe exact cum sunt nevoile pentru a fi un ziarist bun, cum trebuie să acționez, ce pretenții poate să aibă un ziarist, cum să-l ajuți în plan social, în plan moral, cum să deschizi o ușă în anumite situații când mai sunt și colegi ziariști care ajung în impas. El este cel care va ști să le rezolve anumite probleme, chiar de natură socială. De asta cred că este un mare câștig faptul că el a acceptat să participe drept candidat la postul de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu îi doresc mult succes, îi garantez că eu și foarte mulți ziariști din România sunt alături de el, pentru că pe noi ne interesează destinul Uniunii, nu destinul unui om. Destinul Uniunii, care înseamnă o sumă de destine,
Nu ne interesează soarta unui singur individ, dacă este bun sau rău, sau, dar cel care ajunge în vârful acestei instituții trebuie să fie, spun eu, așa cum este Petrică Frăsile, un om integru, un om cerebral, un om care știe să ofere, nu să ceară. Când ajungi în situația să știi să oferi și nu să ceri, meriți să fii propus, cel puțin propus, sau, și să devii președintele acestei uniuni profesioniste de ziariști. Ați dezvăluit un lucru esențial în încheierea dumneavoastră, exact. Acel lucru care sper să înțeleagă toți cei care ne vor urmări, ideea de unitate. Ceea ce a propus domnul Frăsile atunci când a acceptat propunerea noastră să devină candidatul pentru președinția Uniunii, a înțeles că este nevoie ca toți să fim împreună, iar ceea ce reprezintă Uniunea să se ducă către filialele Uniunii, către ceea ce înseamnă unitatea în filiale. Dacă nu-i aduci pe toți, tocmai de asta sunt reprezentanți ai filialilor, coordonatori ai filialilor, dacă cineva vrea să ia cuvântul din sală, o să vină să vorbească, îl las pe domnul Firiță, că la fel de nerăbdător e și domnul Firiță să spună câte ceva. Pregătiți, dar eu cred că chiar trăim un moment istoric pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. El începe cu acceptul domnului Petru Frăsile, să știți că a fost foarte greu de convins. Eu încerc de mult timp și pe mine nu m-a crezut, dar sunt foarte mulți oameni din teritoriu, foarte multe filiale, peste 20 de filiale care ne-au încurajat și numai așa domnul Petru Frăsile a fost de acord, și atunci când am văzut că și filiala în care activează ca membru obișnuit a hotărât ca să-l promoveze în această candidatură, am primit eu telefoane care, mă rog, și mie mi-a fost teamă să nu forțăm cumva lucrurile, să nu greșim, pentru că domnul Frăsile tot timpul spune: nu vreau să fim împotriva cuiva, vreau să fim pentru Uniune. Numai așa putem să transformăm și să punem Uniunea în prestigiul pe care îl merită, acolo unde trebuie să fie, sus, unde a început regretatul președinte Doru Dinu Glăvan și unde avem obligația să revenim și să mergem mai departe. Nicolae Băciuț de la Târgu Mureș, să nu uit de Grigore Rada Slăvescu, președintele filialei de aici, m-am întâlnit cu el puțin mai devreme, el avea o altă opțiune, nu știa de domnul Petru Frăsile, chiar era deschis pentru a-l promova pe președintele interimar Sorin Stanciu, cu care eu, chiar dacă am avut o mulțime de discuții contradictorii și probabil că o să mai am, nu îi sunt împotrivă ca om să candideze, dar dacă n-a reușit în 3 ani de... Domnul Firiță, cred că trebuie să ne canalizăm pe ce trebuie să facem, da. Pe niște lucruri. Să nu fie luate cuvintele noastre ca nu este... și cum am fi împotriva cuiva, așa exact, cum a spus domnul Frăsile, ci pentru a reevalua potențialul Uniunii Ziariștilor Profesioniști printr-o nouă paradigmă de unitate, de echipă. Sunt câțiva colegi cu care am vorbit venind în coace. Eu vin de la Festivalul Internațional de Literatură de la Galați. Am venit special când am auzit că prietenul nostru, Cornel Paiu, vine special pentru această întâlnire, unde se desemnează și delegații pentru adunarea generală din 20 iulie. Am zis că e bine să fiu și eu prezent, pentru că îl cunosc pe domnul Frăsile ca pe un etalon al presei adevărate, a adevăratei prese pe care trebuie să o facem toți. De peste 33 de ani este om de televiziune, a câștigat o bătălie cumplită pentru libertatea de exprimare a jurnalistului la CEDO, a demonstrat și demonstrează tot timpul că poate, că este un manager care poate să simtă pulsul comunității pe care o conduce, comunității jurnaliștilor, și să
lucreze pentru a-i atenua orice asperitate, pentru a uni breasla în același sens. Între timp, când mai vorbesc, eu o să sun pe câțiva colegi, să văd pe cine nimerim la ora asta, să-i auziți și dumneavoastră, să vedeți oameni care vor să spună părerea direct și să-i ureze domnul Petru Frăsilă și nouă drum bun împreună spre un UZPR tot mai sus și mai demn în lumea publicității și tuturor membrilor. Vreau să vă spun o mică picanterie, pentru că mai devreme am avut o discuție înainte să începem întâlnirea noastră de astăzi și ceea ce am încercat noi să improvizăm puțin aici cu scopul de a vă transmite un mesaj ferm. Mai devreme, domnul Ștefan Radu, care acum se ocupă cu filmatul în sală, mi-a spus, da, domnul Petru Frăsilă s-a înscris la noi în filială, a primit legitimația în sala de la Bacău, de la Vasile Alexandri, dacă nu mă înșel, în 24 ianuarie 2020, când am fost și am avut un eveniment acolo. Noi considerăm că e de-al nostru, din filiala Bacău și ne simțim responsabili. Liviți să spună două, trei cuvinte în față, că filmez eu cu telefonul. Este cineva în direct, dacă nu vă supărați, eu și o doamnă, da. Gorju, doamna Dina Andrițoiu, care nu știu dacă vă cunoaște, dar aranjează ca să se audă. Mulțumesc foarte mult, doamna Andrițoiu. Vă auzim, doamna Adina, vă auzim. Suntem cu domnul Petru Frăsilă, care vă salută și domnia sa. Salut, mâna. Vă ascultăm. Ce faceți? Unde ne auzim? Ne auzim peste tot și o să ne și vedem. Suntem la o întâlnire la Iași, unde i-am pregătit domnului Frăsilă ceea ce nici nu credea că se va întâmpla. Mai mulți prieteni care încercăm să încurajăm o candidatură cum este a domnului Frăsilă și știu că v-ați cunoscut la Gorj, la Târgu Jiu, recent la o întâlnire, la o lansare de carte acolo și poate ne spuneți câteva cuvinte și despre ce credeți dumneavoastră că înseamnă viitorul Uniunii și ceea ce înseamnă un candidat puternic pentru ceea ce înseamnă Uniunea Ziariștilor. Sigur, chiar mi-am făcut câteva idei, știind că nu mai e prea mult timp până vom alege noua structură de conducere a Uniunii și fără a vedea încă programele de activități ale candidaților, totuși am câteva obiective sau idei pe care aș vrea să le regăsesc acolo. Adică, din punctul de vedere al unui președinte de filială și al reprezentanților acestei filiale, ne vom exprima susținerea pentru un anumit profil de candidat la funcția de președinte. Adică, cel puțin eu îmi doresc să fie un om demn, un bun profesionist, un bun organizator și până la urmă o persoană care îi pasă de soarta acestei uniuni profesionale. Cu alte cuvinte, consider că UZPR în acest moment are nevoie de un lider, o persoană carismatică și care să inspire încredere, care să arate o direcție clară de evoluție. Știm cu toții că orice stagnare înseamnă de fapt involuție. Ce mai doresc eu de la viitorul președinte? Îmi doresc un plan de activități la care să putem să ne raliem pe măsura posibilităților și noi cei din filiale. Acest plan de activități ar fi normal să existe pe site-ul Uniunii și să putem, sigur nu este obligatoriu, dar să putem pregăti din timp și noi în filiale anumite activități asemănătoare. Aș vrea să mai găsesc în nou președinte o persoană cu spirit democratic, dar și cu calități diplomatice, capabil să prevadă crizele, iar atunci când apar să le dezamorseze. Deci nu consider că a ne lăsa să se stingă de la sine este o soluție, pentru că de multe ori acestea nu se sting, ci dimpotrivă se amplifică. După toate datele pe care le-am la îndemână în acest moment, îmi exprim susținerea pentru domnul Petru Frăsilă și urez succes.
Să nu se considere cumva că am discutat înainte, pentru că doamna Adina, noi nu ne-am mai auzit de câteva luni la telefon, da, dar ați punctat fix un profil, da, pe care îl avem deja aici în calitatea domnului Petru Frăsilă. Cei care îl cunoașteți mai de mult pe domnul Frăsilă, probabil că vă dați seama. Eu am spus ce mi-aș dori, urmărind întâmplările din ultima perioadă, discuțiile de pe grupuri și faptul că s-a ajuns oarecum într-un punct destul de nevralgic și trebuie cumva să se schimbe aceste lucruri. Sigur că da, și credem cu toții că suntem pe punctul de a stinge tot ceea ce s-a întâmplat până acum, aceste conflicte nu și-au rostul și locul în Uniunea noastră și așa cum am început și la această întâlnire de astăzi, am spus, pentru toți există un loc, indiferent ce funcție au ocupat și indiferent ce au făcut în această asociație, pentru toți se găsește un loc și trebuie să fim împreună. Cu bune și cu rele, noi suntem aceiași oameni în asociația aceasta, numai că într-adevăr avem nevoie de un lider care să fie liantul între noi toți și mai mult de atât, vreau să vă asigur că ceea ce ați spus despre planul acela de activități se regăsește în programul domnului Frăsilă. Care să ajungă la ea. O să ajungă la fiecare și nu vă ascund că la acel program am lucrat și eu împreună cu domnul Frăsilă, da, și atunci sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Și celorlalți candidați categoric. Sigur. Pentru că doar făcând o comparație ne putem da seama care este cel mai complet și care să răspundă nevoilor noastre, dar repet, într-adevăr îmi doresc să avem niște direcții mai clare care să nu mai bâlbâim și să fim siguri că totul merge bine. Asta mi-aș dori de la viitorul candidat la funcția de președinte și de la structurile de conducere ale Uniunii. Mă bucur că am avut o voce atât de fermă, o voce feminină care mai echilibrează puțin. Bună de președinte, dar n-am vrut. Da, n-ați vrut să candidați, doamna Adina Drițoiu. Da. Nu, da. Nu se pune problema. Da. Mulțumesc, dar nu e cazul. Ați echilibrat foarte mult tensiunea prin ceea ce ați transmis și cred că este scopul nostru mai departe, să fim împreună cu toții. Mă bucur și vă doresc succes, adică până la urmă este și succesul nostru al tuturor, știți, dacă e bine. Așa este. Dacă toate lucrurile se aranjează cum trebuie. Așa este. Vă mulțumim foarte mult, da, pentru intervenție. Numai bine. La revedere. Revenim la domnul Ștefan Radu, pentru că s-a așezat strategic lângă domnul Cornel Paiu ca să-l discute pe domnul Petru Frăsilă și cu povestea aceea pe care o am vorbit-o puțin înainte. Interesant este că, de fapt, atunci ne-am cunoscut. Eu atunci l-am cunoscut pe domnul Frăsilă în 2020 la acel eveniment de la Universitatea Vasile Alexandrii, unde regretatul președinte Glăvan a insistat foarte mult. Și atunci domnul Frăsilă nu s-a lăsat să accepte, nu-și dădea acceptul, dar până la urmă i s-a explicat că ar fi un lucru foarte bun și pentru noi și pentru România sa, experiența pe care are, să devină membru al Uniunii. Împreună cu domnul profesor universitar Vasile Puiu. Atunci așa este, da. Au fost făcuți primiți în Uniune. Pentru că domnul Petru Frăsilă este și membru al Uniunii Scriitorilor și a spus, dacă vin și la ziariști, ar fi o încununare a unei munci de peste 33 de ani de jurnalist, încă apare pe cameră, îl vedem peste tot și nu se lasă, nu cedează. Corect. Și aici mai trebuie să lămuresc un lucru. Dumneasa a intrat ca membru în filiala Bacău. Nu mai este membru al filialei, nu pentru că s-ar fi supărat pe noi sau noi pe domnia sa, ci pentru că inițial filiala a fost filiala Bacău-Neamț,
După care, colegii și prietenii noștri de la Neamț și-au făcut propria filială și domnul Frăsilă a preferat să meargă la... Nu se lasă părintele Paion. Domnul Zorba, până nu ia pe cei mai buni. Domnul avea o viziune foarte interesantă. Îi plăceau modulele uniuni mai mici, care să creeze o dinamică specială. De aceea, bănuiesc că a și gândit separat filiala Neamț, sigur, care a fost roman până la urmă. Și ce vreau să vă spun, și eu sunt băcăuan, da, și am migrat către Neamț, așa că lucrurile au anumit rezultat. Dragi prieteni, o voce din Bărăgan, surpriză, Emanuel Dobrescu, filiala Brăila, după urmele lui Fănuș Neagu, roagă-l să intre în direct cu noi și... Domnul Dobrescu, o să vă dau pe speaker să le transmiteți mesajul dumneavoastră. Ne bucurăm să vă auzim de la Brăila. Sau sunteți la Patra Dornei, acolo între munți? Nu, acum sunt la Brăila. Da? Am revenit o meleagă de natal, așa, pentru câteva zile. E foarte cald, ca să zic. Spune ce facem și ce nu. Că nu știe ce facem. Spune ce facem. Suntem la o întâlnire de propuneri. Suntem la o întâlnire de prietenie și dacă ați vorbit de căldura de afară, să știți că și noi avem multă căldură în suflet. Vorbim aici despre lansarea candidaturii lui Petru Frăsiră la președinția Uniunii Ziariștilor și pentru că va lua domnul Firiță prin surprindere, așteptăm să vedem și ceea ce așteaptă filiala Brăila de la un candidat puternic și ceea ce așteaptă filiala de la întreaga Uniune și demersul ei. Da, mă bucur să aud de această propunere, de această candidatură. Filiala Brăila așteaptă ca Uniunea Ziariștilor Profesioniști să intre în normalitate începând din 20 iulie. Avem un lider care, într-adevăr, se ne reprezinte, se reprezinte toți membrii Uniunii. L-am cunoscut, am avut onoarea să-i cunosc pe domnul Petru Frăsilă și consider că e un om de caracter, un om de echilibru, un profesionist cu o experiență de 10 ani și care cred că va readuce prestigiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România acolo unde a fost în urmă. Ce aș putea să mai spun? Filiala Brăila îl susține pe domnul Petru Frăsilă și sperăm ca lucrurile alegerile să se desfășoare în normalitate, să fie o confruntare corectă, cinstită și deocamdată nu știu cine și-ar mai fi depus sau urmează să-și depună candidatura, noi să ținem repede domnul Petru Frăsilă. Mulțumim pentru intervenție și sperăm că pe lângă domnul Petru Frăsilă, o Uniune puternică ar trebui să aibă mulți candidați puternici, precum este domnul Petru Frăsilă, chiar dacă noi astăzi suntem aici să-l susținem și să încurajăm, pentru că îl considerăm cel mai util pentru asociația noastră. Sunt foarte bucuros că mă aflu astăzi alături de prieteni unul și unul și că deasupra tuturor este cel mai bun prieten pe care l-am cunoscut nu de foarte mult timp, domnul Petru Frăsilă. Da, se măsoară în anii... Ai și scris foarte frumos despre dânsul, numai când vorbești. Am citit. Da. Mulțumesc de apreciere. Dacă ai scris. N-am stat pe gânduri, n-am ezitat atunci când am aflat că astăzi aici, în Iași, în frumoasa capitală culturală a țării, cum a spus domnul Emilian Marcu, este lansarea candidaturii domnului Petru Frăsilă. Nu am ezitat,
pentru că în timpul scurs de când ne cunoaștem, am reușit să-mi construiesc un portret al dânsului din care nu lipsesc cele mai frumoase calități umane. Și nu numai umane, ci și profesionale. Și consider că domnia sa este cel mai în măsură să conducă această uniune, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, pentru că a condus foarte multe colective de oameni pe care le-a dus spre rezultate bune și foarte bune în delegata sa carieră. Cred că și colegii mei din Buzău, cei care ne ascultă, că n-au aflat toți încă despre candidaturile care sau despre această candidatură, vor fi de acord cu susținerea domnului Petru Frăsilă la conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Eu îi mulțumesc că mă număr printre prietenii domniei sale. Vă mulțumesc și dumneavoastră că mă număr printre prietenii dumneavoastră și vreau să vă spun că în activitatea mea pe care am desfășurat-o și pe care o voi desfășura de aici încolo la conducerea filialei Panfilicei Caru din Buzău, voi acționa în spiritul a ceea ce este uman în noi. Adică profesionalist, corectitudine și toate calitățile care ne definesc ca ființe raționale față de alte ființe care trăiesc cu noi. De aceea, și la Uniunea Ziariștilor. Și la Uniunea Ziariștilor. Eu cred că prin această candidatură Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România va intra pe făgașul cel bun, într-o normalitate care în ultimul timp nu prea a mai fost de găsit în activitatea nu a Uniunii în ansamblu ei, ci în activitatea unor colegi care vremelnic se află în fruntea acestei organizații. De aceea susțin cu toată inima pe domnul Petru Frăsilă ca organizația noastră să devină ceea ce a fost și mai mult decât atât. Ștefan Radu de la Bacău știe foarte bine. Și Cornel știe că n-a putut să vină. Cornel Ceparu. Ei au fost chiar în redacția noastră. Apoi activitatea mea în presă a continuat la Radio Iași, la Televiziunea Română, presa cotidiană și acum sunt redactor șef la una din revistele de impact din arealul revuistic din România, la revista Detectiv Literar. L-am cunoscut, așa cum spuneam, pe Petrică Frăsilă de timpuriu. Aproape că sunt uluit de faptul că este atât de dinamic, este atât de organizat, atât de puternic ancorat în viața de zi cu zi, a-și construi o rețea de prieteni pe care doar el știe cum reușește să o stăpânească. Are foarte multe relații în rândul ziariștilor din Republica Moldova, ceea ce este un lucru extrem de important, pentru că în varianta, dacă va ajunge președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, el va ști să aducă alături de organizația noastră profesională ziariștii din Republica Moldova. De asemenea, prin relațiile sale extraordinare, a reușit să dezvolte un post de televiziune la Londra, unde are o seamă de colaboratori ziariști foarte cunoscuți care au revistă, au post de televiziune, au post de radio în Londra pentru cei 1 milion și câteva sute de mii de români care trăiesc în Londra sau în împrejurim.
Acest lucru nu este deloc de neglijat, pentru că dovedește ceea ce spuneam. Puterea lui de muncă, puterea lui de coagulare a forțelor revuistice, ziaristice pe lângă el și cred, după opinia mea, că exact de acest lucru are nevoie în aceste momente Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, de un om care să coaguleze în toate forțele, fără partepriuri, fără discriminări, cu înțelegere, cu prietenie, pentru că acest lucru este cel mai important, să știi să prețuiești oamenii pe care îi ai în subordinea ta sau cu care colaborezi, pentru că fiind președinte, bănuiesc că el nu va fi șef. El va fi coleg cu toți cei care sunt membri a Uniunii Ziariștilor din România, el însuși fiind un ziarist, un ziarist profesionist și știe exact cum sunt nevoile pentru a fi un ziarist bun, cum trebuie să acționez, ce pretenții poate să aibă un ziarist, cum să-l ajuți în plan social, în plan moral, cum să deschizi o ușă în anumite situații când mai sunt și colegi ziariști care ajung în impas. El este cel care va ști să le rezolve anumite probleme, chiar de natură socială. De asta cred că este un mare câștig faptul că el a acceptat să participe drept candidat la postul de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu îi doresc mult succes, îi garantez că eu și foarte mulți ziariști din România sunt alături de el, pentru că pe noi ne interesează destinul Uniunii, nu destinul unui om. Destinul Uniunii, care înseamnă o sumă de destine. Nu ne interesează soarta unui singur individ, dacă este bun sau rău, sau, dar cel care ajunge în vârful acestei instituții trebuie să fie, spun eu, așa cum este Petrică Frăsile, un om integru, un om cerebral, un om care știe să ofere, nu să ceară. Când ajungi în situația să știi să oferi și nu să ceri, meriți să fii propus, cel puțin propus, sau, și să devii președintele acestei uniuni profesioniste de ziariști. Ați dezvăluit un lucru esențial în încheierea dumneavoastră, exact. Acel lucru care sper să înțeleagă toți cei care ne vor urmări, ideea de unitate. Ceea ce a propus domnul Frăsil atunci când a acceptat propunerea noastră să devină candidatul pentru președinția Uniunii, a înțeles că este nevoie ca toți să fim împreună, iar ceea ce reprezintă Uniunea să se ducă către filialele Uniunii, către ceea ce înseamnă unitatea în filiale. Dacă nu-i aduci pe toți, tocmai de asta sunt reprezentanți ai filialilor, coordonatori ai filialilor, dacă cineva vrea să ia cuvântul din sală, o să vină să vorbească, îl las pe domnul Firiță, că la fel de nerăbdător e și domnul Firiță să spună câte ceva. Vă pregătiți, dar eu cred că chiar trăim un moment istoric pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. El începe cu acceptul domnului Petru Frăsilă, să știți că a fost foarte greu de convins. Eu încerc de mult timp și pe mine nu m-a crezut, dar sunt foarte mulți oameni din teritoriu, foarte multe filiale, peste 20 de filiale care ne-au încurajat și numai așa domnul Petru Frăsilă a fost de acord și atunci când am văzut că și filiala în care activează ca membru obișnuit a hotărât ca să-l promoveze în această candidatură. Am primit eu telefoane care, mă rog, și mie mi-a fost teamă să nu forțăm cumva lucrurile, să nu greșim, pentru că domnul Frăsilă tot timpul spune
Nu vreau să fim împotriva cuiva, vreau să fim pentru Uniune. Numai așa putem să transformăm și să punem Uniunea în prestigiul pe care îl merită, acolo unde trebuie să fie sus, unde a început regretatul președinte Doru Dinu Glăvan și unde avem obligația să revenim și să mergem mai departe. Nicolae Băciuț de la Târgu Mureș, să nu uit de Grigore Radu Slăvescu, președintele filialei de aici, m-am întâlnit cu el puțin mai devreme, el avea o altă opțiune, nu știa de domnul Petru Frăsilă, chiar era deschis pentru a-l promova pe președintele interimar Sorin Stanciu, cu care eu, chiar dacă am avut o mulțime de discuții contradictorii și probabil că o să mai am, nu-i sunt împotrivă ca om să candideze, dar dacă n-a reușit în 3 ani de domnul Firiță, cred că trebuie să ne canalizăm pe ce trebuie să facem, da. Pe niște lucruri. Să nu fie luate cuvintele noastre ca nu este și cum am fi împotriva cuiva, așa exact, cum a spus domnul Brăsilă, ci pentru a reevalua potențialul Uniunii Ziariștilor Profesioniști printr-o nouă paradigmă de unitate, de echipă. Sunt câțiva colegi cu care am vorbit venind în coace, eu vin de la Festivalul Internațional de Literatură de la Galați, am venit special când am auzit că prietenul nostru, Cornel Paiu, vine special pentru această întâlnire, unde își desemnează și delegații pentru adunarea generală din 20 iulie, am zis că e bine să fiu și eu prezent, pentru că îl cunosc pe domnul Frăsilă ca pe un etalon al presei adevărate, a adevăratei prese pe care trebuie să o facem toți. De peste 33 de ani este om de televiziune, a câștigat o bătălie cumplită pentru libertatea de exprimare a jurnalistului la CEDO, a demonstrat și demonstrează tot timpul că poate, că este un manager care poate să simtă pulsul comunității pe care o conduce, comunității jurnaliștilor, și să lucreze pentru a-i atenua orice asperitate, pentru a uni breasla în același sens. Între timp, când mai vorbesc, eu o să sun pe câțiva colegi, să văd pe cine nimerim la ora asta, să-i auziți și dumneavoastră, să vedeți oameni care vor să spună părerea direct și să-i ureze domnul Petru Frăsilă și nouă drum bun împreună spre un UZPR tot mai sus și mai demn în lumea publicii și tuturor. După intervenția și finalul domnului Brebenel, încă o intervenție. Uite, cu un video aici să-ți fac o surpriză. Spune-i tot, că nu știu. Domnul Toma, mă bucur să vă aud. Filiala nou înființată, Mihai Eminescu, trebuie să ne transmită un mesaj. Suntem la un ceai, pentru că ne apropiem de ora ceaiului în curând, cu Petru Frăsilă, pe care astăzi îl propunem la funcția de președinte a Uniunii Ziariștilor, și știu că v-ați întâlnit la Timișoara, știu că v-a lăsat o impresie bună. Nu vreau să-l lăudați, vreau doar să-mi spuneți ce așteptări aveți de la un președinte. Dar am și vorbit azi cu el, că e prietenul meu. Dacă știam că ați vorbit înainte, nu mai spuneam asta, că apoi o să se înțeleagă că am stabilit înainte ce... N-am stabilit înainte, eu am vorbit cu el de Sfântul Păr. Da. Vă ascultăm cu toții să ne transmiteți un mesaj. N-am reușit să dăm de domnul Buțoi, dar știu că e în concordanță cu tot ceea ce se întâmplă la... Este plecat. Și iată că propunerea pe care am făcut-o noi este un liant între două filiale care au intrat în niște argumente contrare acum ceva timp și iată se regăsesc amândouă pe aceeași linie, și filiala Timișoara condusă de domnul David și filiala Mihai Eminescu nou înființată de la Timișoara merg în aceeași direcție și poate pentru o unitate și pentru a fi prieteni și pentru a ne regăsi în această uniune cu toții, de ce nu sub conducerea lui Petru Frăsilă? Eu zic că e un lucru bun pentru faptul că rolul unui președinte trebuie să fie mediator. Ai înțeles?
Noi vă ascultăm. Vă ascultăm deci, cu toți aici și vă aude și domnul Frăsilă, să știți. Cum? Vă aude și domnul Frăsilă, să știți că sunt întreaga tare, deci, cu deci, bine, acum e dialog de la Toma la Petru, mea, știți? Da. E un câștig pentru UZPR dacă domnul Frăsilă acceptă să candideze. Nu mai are încotro, nu mai are cale de întoarcere. I-am pregătit aici întreg scenariu ad hoc, așa că până la urmă n-aveam nimic în cap decât să propunem un program pentru întreaga Uniune și ne bucură în să... În al doilea rând, cum am mai spus și lui Firiță, nu vor fi două la Timișoara, comut la Lugoj. Și am terminat Bâlciu și gata. Am înțeles. Da, pentru că da, majoritatea membrilor în curând vor fi de la Lugoj. Nu da. Mai susțineți pe domnul Frăsilă dacă... Și de la Lugoj cred că îl susțineți pe domnul Frăsilă. Da, pitați, pitați de la noi, de la noi. Da. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumim. Nu că știu că are și colaborator la Lugoj, are în regulă. Da, am înțeles, da. Ce faci, Ovidiu? Cum te simți? Noi suntem bine, vă revin eu cu telefon către dumneavoastră că vreau să mai schimbăm câteva oricum, vorbe. Oricum în 20 o să vin. Bine, vă așteptăm cu drag. Am înțeles că noi deja la numărul nostru avem 3. La numărul dumneavoastră aveți 3, vă revenim cu telefon către dumneavoastră că noi suntem într-o întâlnire aici cu toții și ca să nu vă mai țin pe... Salută-i din partea mea și vă doresc numai bine, asta e, mergem înainte. Vă mulțumim pentru intervenție, numai bine. Bine, sănătate. Toma Trifon, un scriitor bun și un jurnalist excepțional de la Timișoara și un liant între cele două filiale despărțite de un principiu care până la urmă cred că le va aduce tot împreună. Și vorbeam mai devreme de o altă picanterie pe care vreau să o spun, pentru că Părintele Pai a spus nu merge nimic de la Petru fără Pavel. Și pentru că am făcut mențiunea Doru Dinu Pavel Glăvan, pentru că îl chema și Pavel, avea o melodie preferată Doru Dinu Glăvan, Ce frumoasă-i prietenia. Punea foarte mult accent pe prietenie și pe tot ceea ce înseamnă să fim împreună, prieteni, chiar dacă uneori ne mai certăm, dar să știm după aceea să stăm la un pahar și să ne înțelegem ca prieteni. Iar domnul Petru Frăsilă, Petru și Pavel, are o expresie similară, la toți ne spune cetățene prieten. Iată cum două elemente se leagă puțin peste ani într-o întâlnire de acum 5 ani de zile, când în studioul de la Tele Moldova nici nu știa ceva, ce ar putea să urmeze pentru dumnealui, nici acum nu știe ce o să urmeze pentru dumnealui, dar nu mai continui, dau microfonul domnului Florin Negner de aici din zona asta, pentru dumnealui e o simplitate să vină de la Botoșani până la Iași. Și nu l-am lăsat ultimul, poate că nu e ultimul, poate mai vorbește cineva, dar am zis să nu lungim foarte mult discursul, că trebuie să vorbească și Petru Frăsilă să ne spună câteva cuvinte, dar până atunci domnul Florin Negner. Da, eu am venit cu mare bucurie, am venit chiar foarte repede la telefonul prietenului meu, ne cunoaștem de aproape 3 decenii și cred că suntem niște prieteni adevărați. Îmi place extraordinara atmosferă de aici. Eu cred că ar trebui să regăsim acest spirit, această atmosferă și după 20 iulie și cred că știți la ce mă refer. Despre Petru Frăsilă spun că este un om extraordinar, este un extraordinar om de media, a făcut ziar, a făcut televiziune, a depășit granițele României. Cred că nu a mai realizat nimeni așa ceva între cei pe care noi îi cunoaștem, dar eu cred că după 20 iulie vom avea un remarcabil manager de media. Deci el a făcut de unul singur
30 de ani, a făcut presă, a făcut televiziune, a scris și a, în toate locurile a lăsat numai prieteni. Eu cred că Petru Frăsilă va fi un câștig extraordinar pentru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Are și notorietate, are și o experiență în domeniul pe care nu am regăsit-o în altă parte, deși cunosc foarte mulți oameni de media și eu de pe acum îi spun poate la mulți ani că astăzi este Petru și Pavel și îi doresc succes. Un succes pe care cred că trebuie să ne-l dorim noi, cei care vom profita de un management cu adevărat profesionist, de un om remarcabil și un prieten remarcabil. Ce frumos, o să profităm de... Vreau să spun un lucru, nu mai sunt prieten, dar vreau să vă spun un lucru, cei care sunt pe grupul UZPR creat de domnul președinte interim Sorin Stanciu, au observat o dispută foarte neplăcută între mine și Sorin Stanciu, și Suciu, Adrian Suciu, pardon. A fost destul de sub nivelul unor jurnaliști, dar am vorbit cu Adrian Suciu, n-a spus că a înțeles greșit, a înțeles că eu aș avea ceva cu el și spun aici că nu am cu nimeni nimic. De asta am insistat și l-am rugat pe domnul Petru Frăsilă ca să nu mai creăm impresia că are cineva cu cineva ceva, decât cu ideea ca Uniunea să urce. Și în acest sens am insistat și l-am rugat pe domnul Petru Frăsilă să candideze, pentru că și Adrian Suciu, când am vorbit, după ce tot în limbajul lui poetic, dar lui stă bine față de altora care stă foarte rău când vorbește mai dur, a spus, dacă e Petru Frăsilă, îl rog să candideze, pentru că și eu susțin asta. Este singurul care poate salva. Adrian Suciu e un om de onoare, își asumă și ce spune și ce face. S-a menționat aici despre prietenie. Aristotel spunea că prietenia reprezintă a doua familie. Acest lucru ne dorim și noi pentru UZPR, să existe o atitudine de familie. Și referindu-mă la prenumele domnului Petru Frăsilă, pot să fac cu ușurință acest lucru, pentru că Frăsilă, până la urmă, înseamnă frate. Și am ascultat luările de cuvânt și subscriu la tot ce s-a spus. Într-adevăr, pe domnul Petru Frăsilă recomandă experiența de media, o reușită pe toate planurile. Și sunt bucuros că mă aflu astăzi aici, în acest context, și dați-mi voie să îi urez și eu succes în această candidatură, să îi mulțumesc că și-a asumat această candidatură. Știu că a rezistat cu stoicism invitațiilor făcute în ultimul timp, dar iată că acum a cedat și cred că este un câștig pentru noi. Mulțumesc. Domnul Frăsilă, trebuie să răspundeți provocărilor acum. E într-adevăr o provocare. Eu sunt onorat că oameni cu experiență, și spun asta plecând de la Emilian Marcu, ajungând la Brăila, la Buzău, iată, la Neamț, la Bacău, la București, Târgu Jiu, Timișoara, Lugoj. E onorant că oameni ca dumneavoastră au încredere în posibilitatea de a contribui la o schimbare, și dacă spun schimbare, mă refer la o normalitate, de fapt. Eu cred că nu întâmplător, și spun asta uitându-mă la Părintele Paiu, președintele filialei Roman, când un preot de Sfântul Petru și Pavel propune o candidatură obligatorie
pentru că Petru și Pavel nu, așa spunea părintele, au fost împreună, acum iată unul dincolo, unul încă aici, trecător, dar Pavel, și vorbesc aici despre Doru din Uglăvan, ne-a obligat să fim altfel, ne-a transmis ca moștenire, pe lângă recunoașterea utilității publice, a unor principii, valori, o responsabilitate pe care eu cred că Sfântul Petru, dacă am putea să-l numim așa, Petru din actualitate, ar putea să o ducă mai departe, să dovedească că e o zi pentru mine, care a primit sute de mesaje, nu atât ca și candidat pentru funcția de președinte UZP, cât de om al cetății, al Iașului, al televiziunii. E o onoare să primești de la oameni de excepție, valori, funcții, dar toate acestea mă fac să cred că ziua de Sfântul Petru, când noi ne anunțăm candidatura, eu spun noi pentru că nu o să pot eu unul singur și le spun asta cu mult respect celor care au încredere în această candidatură. Nu pentru că sunt la Iași sau nu pot să ajung la București, ci pentru faptul că acum Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România are nevoie de echilibru, are nevoie de voci, are nevoie de înțelegere, are nevoie de proiecte, are nevoie de implicare a tuturor celor care fac parte și care conduc filiale sau fac parte din Consiliul Director sau din conducerea actuală, pe care noi nu o să o punem în dificultate. Eu cel puțin nu-mi doresc decât să luăm cei buni, să fim împreună și să, era să spun, guvernăm, să mergem împreună mai departe. Eu cred că ar trebui instituită pentru un președinte al UZP și funcția de fost președinte, să spunem, de președinte de onoare. Și să începem cu Doru din Uglăvan, cine a mai fost înainte președinte, pentru că nu știu, și continuând și cu domnul Sorin Stanciu, cu care am avut și avem o relație. Noi funcționăm cu televiziunea în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, acolo la sediul din București, în Piața Romană. Am făcut această paranteză pentru că nu e corect să se spună și văd că se accentuează cel puțin unele voci. Ideea de oameni care strică, care vin, care dărâmă, nu există așa ceva. Există echilibru, există dorință de implicare. Și eu aș vrea ca prezența și atitudinea și mai ales acceptul, dacă îl putem numi așa, pentru că din orgoliu, din dorința mea de a face față unor provocări, e o onoare pentru mine să fiu un candidat pentru această onorabilă funcție, pe care sper și îmi doresc și fac tot posibilul să fiu la înălțimea așteptărilor. Va fi greu, pentru că nu mai am nici 20 de ani, nu sunt nici prea vechi, sunt încă viu, dar e o provocare în care trebuie să te implici, trebuie să faci față, trebuie să vii cu idei, cu propuneri și mai ales să muncești. Eu am învățat să muncesc nu neapărat de unul singur. Noi avem o echipă, mulți oameni în echipa Telemoldova, peste 50 moderatori, echipă tehnică, 15, cu sediul la Londra, la București, la Bacău, la Neamț. Știu să lucrez în echipă, îmi doresc să fac acest lucru, dar nu pot fără dumneavoastră. Și când spun asta, mă refer și la celelalte filiale care pot veni pe 20 iulie să voteze cu cine își doresc sau cu cine cred că pot să voteze. Important e ca toți să-și dorească mai binele Uniunii și să-și dorească să schimbăm, să ne implicăm și mai ales să păstrăm ce ne-a lăsat Doru din Uglăvan. Și pun cu respect, pentru că atunci am fost primit de domnia sa la Bacău și chiar e o fotografie acolo în care mi-arat așa, ca și cum mi-ar spune, ai grijă la muncă cu tine, cetățeni, prieteni, chiar dacă ești la început, iată că acum sunt deja candidat. Eu cred că misiunea unui candidat și a unei echipe pe care eu îmi doresc să o avem la conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pentru că fără echipă nu o să reușească nimeni, dar o echipă unită care să creadă în principii și în ce ne-a lăsat Doru din Uglăvan. Pentru că dacă domnul Firiță și Ovidiu Zamfir, colegii noștri, spuneau de faptul că melodia aceea celebră se lega de prietenie, a domnului și plăcea să repete acest cântec, de fapt era un imn, nu? Eu aș veni și mă uit la Emilian Marcu, noi la Iași, așa, în periplul nostru cu Cenaclu, la Casa Studenților, că și eu conduceam pe atunci în Cenaclu columna, domnul Emil era cu Cenaclu Moldavia al studenților,
e de continuat această piesă despre prietenie cu una celebră în zona Moldovei și nu numai, care a șepetat cele patru versuri, muzica este excelentă, Dumnezeu să-l odihnească, Radu Ștefan, averea doar iubirea să ne fie, nimic nu luăm cu noi în veșnicie. Eu spun asta uitându-mă la cameră și la toți cei care cred că a fi șef, avea frâile, avea puterea, e totul. Nu e nimic. Averea doar iubirea să ne fie. Iubirea pentru oameni, iubirea pentru prieteni, iubirea pentru familie și de ce nu iubirea pentru cei pe care eu glumesc spunând asta, dar nu, de data aceasta nu o spun într-o calitate de candidat la Uniunea Ziariștilor Profesioniști, mai glumesc în emisiunile noastre când spun că o televiziune, că poate și eu și alții, mințim poporul cu televizorul. Deci și acelora mă adresez, pentru că nu trebuie să-i mințim și nici nu o facem, pentru că sunt profesioniști la nivelul filialelor, sunt oameni valoroși, sunt scriitori, sunt oameni care lasă în urmă ceva și eu cred că misiunea fiecărui jurnalist este să lase în urmă ceva, așa cum Doru din Ungăvan ne-a lăsat încredere, prietenie, respect și mai ales credință că ceea ce facem noi în profesia noastră, facem bine. Și dacă am la dreapta preotul Paiu, președintele filiale din care fac parte și eu și domnul Emil Marcu, dacă am în suflet pe Pavel și pe Sfântul Petru, că astăzi declarăm candidatura, înseamnă că ceva acolo sus ne pune într-o lumină care să ne dovedească utilitatea și mai ales să ne facă să fim nu neapărat vizibili, nu neapărat în fruntea unei uniuni atât de importante, peste 4.500 de membri, ci mai degrabă să reprezentăm, pentru că se vorbea de reprezentativitate, nu de șef care să impună și să spună am zis eu și așa trebuie să faci. Nu. Uniunea Ziariștilor Profesioniști are nevoie să fie respectată, să fie în alianțe cu celelalte uniuni de creație. Chiar vorbeam zilele trecute cu noul președinte al Uniunii Scriitorilor, domnul Varujan Vozganian, domnul Iasa fiind printre altele și Ieșan, și zice, dar cum? Eu cred că se poate ca Uniunea Scriitorilor cu Uniunea Ziariștilor, lucruri despre care n-am auzit vorbindu-se până acum, ci doar la Iași când am realizat împreună premiile acelea de, mă rog, aleasă considerație pentru jurnaliști scriitori, împreună cu filiala Iași a Uniunii Scriitorilor și cu domnul Radu Slovescu, șeful filialei de aici, de la Iași, a UZPR, Uniunea Scriitorilor prin Casian Maria Spiridon și Uniunea Ziariștilor prin domnul Radu Slovescu. Dar de ce nu s-ar întâmpla asta la nivel național? De ce nu s-ar întâmpla cu Uniunea Compozitorilor, cu UAP-ul, Uniunea Artiștilor Plastici? Adică aceste uniuni de creație să gândească proiecte împreună pentru a pune în valoare pe cei pe care îi reprezintă. Am fost la întâlnirea și domnul Vidiu și domnul Firiță, știu că am fost acolo implicați, întâlnirea românilor de pretutindeni de la București, departamentul. Trebuie să fie și unde, a fost doar Uniunea Artiștilor Plastici. De acord. Dumnealor chiar au avut un discurs acolo și au spus că noi susținem membrii noștri să expună, să aibă vernisaje în toată lumea, în Londra, în Paris, în... Bun, dar Uniunea Ziariștilor este, sau prin ziariștii din diasporă, și avem și la Londra și la Paris, și au fost acolo prezenți, cred că din cei 500, vreo 100 erau implicați în media, de o formă sau alta de comunicare. Dar ei unde erau? Erau în sală, erau împreună cu preoții doar la ceea ce însemna să ascultăm ce se spune de la pupitru, unde erau oficiali și oameni reprezentativi. Iată câteva, și voi prezenta la momentul potrivit un plan de management pe care l-am conceput împreună cu Ovidiu și cu prietenii noștri, un plan care de fapt nu e o creație proprie, ci mai degrabă o necesitate a ceea ce înseamnă preocupările, propunerile și mai ales așteptările dumneavoastră celor de acasă. Despre CV-ul, despre ce am făcut, e puțin probabil că acum aș putea comenta. O să le expunem, din câte înțeleg, ca și planul de management. Eu am o stare de spirit pozitivă astăzi, deși am avut rezerve și mai am așa un procent, nu știu,
nu-l edific acum, în acela în care, având atât de multă treabă, având atât de multe preocupări și oameni care depind de salari, de televiziune, de extensia televiziunii, de deschiderea unei filiale și a unui punct de lucru la Londra, în extenso ne-l dorim în Germania, ne-l dorim inclusiv în Statele Unite. Avem corespondențe și la Cernăuți, vrem un studio de televiziune de sine stătător la Chișinău și avem toate perspectivele acestea și mă gândesc dacă n-aș putea fi insuficient în ceea ce înseamnă și timpul alocat pentru acest statut de reprezentant al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Îmi asum totuși, prin încrederea pe care colegii mi-au arătat-o astăzi, îmi asum această candidatură, sperând într-o competiție, într-o formă de dialog civilizată, o formă de exprimare civilizată, ca să fiu mai atent cu vorbele, pentru că a fi ziarist, libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, cum mai spunem noi proiectelor noastre din exterior, din diasporă, e mai presus de cât de defect este unul sau altul dintre candidați, cât de defect este un interimar, de exemplu. Chiar mai vorbeam cu colegii și atunci când ajung chiar la o discuție cu oamenii importanți, că nu e important să ne vânăm cum fac politicienii defectele, ci mai degrabă să ne vedem calitățile. Politicienii au o miză, bani, putere, interese, poate chiar afaceri. La Uniunea Ziariștilor, o uniune de creație, e o formă de a fi reprezentant și de a fi demn să te uiți în ochii oricăruia dintre colegii cu care stai de vorbă și fără să fie jenă că ocupi scaunul acela și eventual mai încerci să spui că ești frumos și deștept. Eu nu am nici aceste calități pentru că de acum sunt la vârsta când mă duc după Pavel cândva, sper mai târziu ca să mai fac ceva lucruri pe aici. Important e că pe această stare de spirit, pe această trăire pe care sper să o transmit și să îi mă lipsesc, nu atât pe prietenii mei, pe cei care astăzi au vrut așa de frumos, încep să mă simt și frumos și tânăr deja din frazele de până acum. Chiar învingător. Eu cred că a învinge nu înseamnă neapărat ce se va întâmpla pe 20 iulie. A învinge înseamnă a rămâne la fel de vertical, la fel de implicați și cu televiziunea și cu munca în presă. Dar dacă e posibil să fim și puși la treabă, ca să spunem așa, prin votul dumneavoastră, o să o facem așa cum ne asumăm și cum o să venim cu detalii în planul de management și în expunerea pe care sperăm să avem posibilitatea să o postăm chiar pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Dacă se va întâmpla asta, nu știu, pentru că e de așteptat să nu se întâmple acolo, ci să fie doar o comunicare directă, probabil cu șefii filialelor sau cu ziariștii din filialele din țară. Nu încerc să vorbesc mai multe astăzi, vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră credeți, prietenii mei și prietenii celor de acasă pe care îi reprezentați, că eu și împreună am putea schimba. Cred că e o mare responsabilitate pe care dați-mi voie să spun public că ne-o asumăm doar împreună. Și spun asta pentru că una e să fii reprezentant, să fii un bun moderator, să fii un bun om de dialog și de management și alta e să spui, dacă nu faci ca mine, uite ușa și poți pleca acasă. Lucru care nu se va întâmpla în ce mă privește, cu atât mai mult cu cât, și aici parafrazez o frază celebră, Florin Piersic o spune mereu, nu mai am timp să mă mai cert cu nimeni pentru că nu mai am timp să mă mai împac. Așa că vă mulțumesc încă o dată și cred că o să candidez. Dar de ce nu s-ar întâmpla asta la nivel național? De ce nu s-ar întâmpla cu Uniunea Compozitorilor, cu UAP-ul, Uniunea Artiștilor Plastici? Adică aceste uniuni de creație să gândească proiecte împreună pentru a pune în valoare pe cei pe care îi reprezintă. Am fost la întâlnirea și domnul Ovidiu și domnul Firiță, știu că am fost acolo implicați, întâlnirea românilor de pretutindeni de la București, departamentul, a fost doar Uniunea Artiștilor Plastici, de acord,
Dumnealor au, chiar au avut un discurs acolo și au spus că noi susținem membrii noștri să expună, să aibă vernisaje în toată lumea, în Londra, în Paris. În... Bun, dar unul ziariștilor este, sau prin ziariștii din diasporă și avem și la Londra și la Paris și au fost acolo prezenți, cred că din cei 500, vreo 100 erau implicați în media, de o formă sau alta de comunicare. Dar ei unde erau? Erau în sală, erau împreună cu preoții doar la ceea ce însemna să ascultăm ce se spune de la pupitru, unde erau oficiali și oameni reprezentativi. Iată câteva, și voi prezenta la momentul potrivit un plan de management pe care l-am conceput împreună cu Ovidiu și cu prietenii noștri, un plan care de fapt nu e o creație proprie, ci mai degrabă o necesitate a ceea ce înseamnă preocupările, propunerile și mai ales așteptările dumneavoastră celor de acasă. Despre CV-ul, despre ce am făcut, e puțin probabil că acum aș putea comenta. O să le expunem, din câte înțeleg, ca și planul de management. Eu am o stare de spirit pozitivă astăzi, deși am avut rezerve și mai am așa un procent, nu știu, nu-l edific acum, în acela în care, având atât de multă treabă, având atât de multe preocupări și oameni care depind de salari, de televiziune, de extensia televiziunii, de deschiderea unei filiale și a unui punct de lucru la Londra, în extensul ne-l dorim în Germania, ne-l dorim inclusiv în Statele Unite. Avem corespondențe și la Cernăuți, vrem un studio de televiziune de sine stătător la Chișinău. Și avem toate perspectivele acestea și mă gândesc dacă n-aș putea fi insuficient în ceea ce înseamnă și timpul alocat pentru acest statut de reprezentant al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Îmi asum totuși, prin încrederea pe care colegii mi-au arătat-o astăzi, îmi asum această candidatură, sperând într-o competiție, într-o formă de dialog civilizată, o formă de exprimare civilizată, ca să fiu mai atent cu vorbele, pentru că a fi ziarist, libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, cum mai spunem noi proiectelor noastre din exterior, din diasporă, e mai presus de cât de defect este unul sau altul dintre candidați, cât de defect este un interimar, de exemplu. Chiar mai vorbeam cu colegii și atunci când ajung chiar la o discuție cu oamenii importanți, că nu e important să ne vânăm cum fac politicienii defectele, ci mai degrabă să ne vedem calitățile. Politicienii au o miză, bani, putere, interese, poate chiar afaceri. La Uniunea Ziariștilor, o uniune de creație, e o formă de a fi reprezentant și de a fi demn să te uiți în ochii oricăruia dintre colegii cu care stai de vorbă și fără să fie jenă că ocupi scaunul acela și eventual mai încerci să spui că ești frumos și deștept. Eu nu am nici aceste calități, pentru că de acum sunt la vârsta când mă duc după Pavel cândva, sper mai târziu ca să mai fac ceva lucruri pe aici. Important e că pe această stare de spirit, pe această trăire pe care sper să o transmit și să îi mă lipsesc, nu atât pe prietenii mei, pe cei care astăzi au vrut așa de frumos, încep să mă simt și frumos și tânăr deja din fratele de până acum. Eu cred că a învinge nu înseamnă neapărat ce se va întâmpla pe 20 iulie. A învinge înseamnă a rămâne la fel de vertical, la fel de implicați și cu televiziunea și cu munca în presă. Dar dacă e posibil să fim și puși la treabă, ca să spunem așa, prin votul dumneavoastră, o să o facem așa cum ne asumăm și cum o să venim cu detalii în planul de management și în expunerea pe care sperăm să avem posibilitatea să o postăm chiar pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Dacă se va întâmpla asta, nu știu, pentru că e de așteptat să nu se întâmple acolo, ci să fie doar o comunicare directă, probabil cu șefii filialelor sau cu ziariștii din filialele din țară. Nu încerc să vorbesc mai multe astăzi. Vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră credeți, prietenii mei și prietenii celor de acasă pe care îi reprezentați, că eu și împreună am putea schimba. Cred că e o mare responsabilitate pe care
dați-mi voie să spun public că ne asumăm doar împreună. Și spun asta pentru că una e să fii reprezentant, să fii un bun moderator, să fii un bun om de dialog și de management, și alta e să spui, dacă nu faci ca mine, uite ușa și poți pleca acasă. Lucru care nu se va întâmpla în ce mă privește, cu atât mai mult cu cât, și aici parafrazez o frază celebră, Florin Piersic o spune mereu, nu mai am timp să mă mai cert cu nimeni pentru că nu mai am timp să mă mai împac. Așa că vă mulțumesc încă o dată și cred că o să candidez. Ascultându-l pe domnul Petru Frăsilă, am simțit emoția cuvintelor sale și mă gândeam la această bornă kilometrică pe care o reprezintă 29 iunie Sfinții Apostoli Petru și Pavel pentru UZPR. Dar mai avem o altă bornă, borna kilometrică reprezentată de 20 iulie când îl vom observa pe Sfântul Ilie Tezviteanu, cel care a fost biruitor pe muntele Carmel. Biruitor, așa cum bine se știe. Așadar, gândindu-mă la biruința domnului președinte Vajan Vosganian, pe care dați-mi voie să-l felicit public în acest context pentru calitatea pe care o deține, în acest moment și să-i urez succes în noua calitate de președinte al Uniunii Scriitorilor din România. Gândindu-mă așadar la victoria domniei sale, sper ca pe 20 iulie să pot face acest lucru și pentru domnul Petru Frăsilă, să-i urez tot așa felicitări pentru alegerile și votanții pe care îi va avea cu siguranță atunci. Felicitări pentru această candidatură și Doamne ajută-mă!